Liga 1, Craiova 1948, CS Mioveni, vineri, ora 17:30 de minute, Digi Sport 1. Liga 1, Chindia, Dinamo, vineri, ora 20:30 de minute, Digi Sport 1. Dinamo a cumpărat autocarul personalizat de la Ionuț Negoiță. Suma încasată de fostul patron al clubului. Autocarul a rămas în proprietatea lui Negoiță, însă, potrivit Fanatic, unul dintre sponsorii echipei, Claudiu Ciolan, l-a cumpărat și îl va da în folosință echipei. Claudiu Ciolan i-ar fi achitat lui Ionuț Negoiță suma de 42.000 de euro în schimbul autocarului pentru care Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, a plătit peste 400.000 de euro. În încercarea de a reduce cheltuielile clubului, Răzvan Zăvăleanu, administrator judiciar la Dinamo, a decis în luna februarie ca Dinamo să nu mai folosească autocarul personalizat. Dinamo îi plătea chirie lui Ionuț Negoiță pentru autocar. Dinamo trebuia să plătească o chirie pentru folosirea autocarului respectiv, care avea și probleme tehnice. Începând de la meciul cu FCSB, jucătorii dinamoviști au fost aduși la stadion sau au mers în deplasări cu un alt autocar, închiriat de la firma Tarsin, care nu are însemnele clubului. Dacă circulam cu un autocar pe care scria Dinamo, nu înseamnă că Dinamo avea autocar. Acest autocar nu se mai află de mult timp în proprietatea clubului și se plătea o chirie pentru fiecare drum pe care îl făcea. Pe de altă parte, autocarul respectiv se tot defecta în ultima perioadă. Am avut mai multe intervenții financiare pentru a-l repara și, pur și simplu, nu este economic să-l mai folosim, a precizat Răzvan Zăvăleanu pentru Radio Dinamo 1948. Etichete Ionut Negoita, autocar Răzvan Zăvăleanu. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.